Aici se zicea celebra vorbă, bă, Ovidule, tu când te caci, dimineața sau seara? Da. Și ziceam, păi, în general, seara. Mie nu-mi plac deloc ăștia care se cacă seara, mereu încercă să-mi tragă țeapă. Uite-te și la chipul, da, iar Răzvan Vasilescu era într-o mare, foarte mare vogă atunci. Am mai jucat cu el pentru un serial care se numea Păcatele Evei și la sfârșitul fiecărei secvențe, orice ar fi conținut secvența respectivă, Răzvan îmi zicea, dacă mă super, sar de pe hartă și tu, și Măta, și Tactu, și Buticul vostru de căcat. Era o replică din Marfa, da, și Bani. Și îmi făcea cu ochi. Ai înțeles? Am înțeles. Sar de pe hartă, bă. Sar de pe hartă și tu, și Măta, și Tactu, și Buticul vostru de căcat. Bine, dar filmele alea toate după Revoluție, Răzvan Vasilescu. Și Răzvan care Vasilescu, care a jucat din Balanța, când era genial. Capul nostru. Când era genial.